Hey, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să-i fac o surpriză lui Mario, abia s-a întors de la Exatlon. Eu trebuie să mă întorc peste câteva zile în București, așa știe el, dar o să mă întorc astăzi și o să-i fac o surpriză și lui Mario și alor mei. Așa că haideți cu mine la aeroport și la București să vedem cum o să iasă această surpriză. Vă pup! Gata, am ajuns la aeroport, am îmbarcat și acum aștept să plece avionul. Abia aștept, am niște emoții. Nu știu ce să-i mai inventez de mare ca să nu se prindă prin mesaje, că de fapt nu o să pot să vorbesc 3 ore pentru că o să fiu în avion. O să filmez din avion și după aceea o să filmez reacția lui când o să mă vadă după 2 luni jumate. Deci nu vreți să știți câte emoții am. Sunt aici, cred că am venit prea devreme. Aștept de o oră să plece avionul. Nu mai pot, abia aștept să îmi văd iubitul după 2 luni jumate. Doamne. Deci nici nu vreau să mă gândesc în cum o să fie când o să ne vedem. Sau că mi-a scris și eu mi-a scris închid netul. Nici părinții mei nu știu că vin să le fac și lor surpriză. Așa că am pregătit mai multe surprize, să vedeți. O să-mi ia niște prietene de la aeroport. După o să mergem la studio și la studio să-i fac surpriză. Să sun pe cineva să iasă afară, să-mi deschidă. Ca să vină așa sub acoperire, să nu se prindă deloc. După aia am mai pregătit câteva surprize în București. Și apoi o să mă duc să le fac surprize și părinților mei, care cred că o să se bucure foarte mult. Bă, cum știți, foarte fericită și vă rămâneți foarte mult în acest moment, pentru că nu mai știu ce să spun. Abia să le văd pe iubitul meu. Și să-mi lăsați acum, în timp ce vă uitați la acest video, în acest moment, să-mi lăsați jos în comentarii ce surpriză credeți că o să-i fac la București, în afară că vin la București. Surpriză. O să mai pregătesc o surpriză. Dacă ghiciți, adică vreau să văd dacă ghiciți în comentarii, așa că lăsați acum și apăsați și pe butonul de like dacă vreți să aflați surpriza și dacă vă place până acum videoclipul meu. Și să nu uităm să strângem, dar să mă gândesc câte like-uri putem să strângem. 30.000 de like-uri. Dacă strângem 30.000 de like-uri la acest video, o să vă pregătesc o surpriză la următorul video. Acum se pregătim surpriza lui Mario. Mă rog, a doua surpriză, în afară de faptul că am ajuns în București și sunt prea fericită și e cald și ea prea frumos. Așa că haideți, veniți cu mine. Mai pe seară, după ce o să-i fac surpriza că am venit în București, i-am luat o cameră. Aici așa cu un coș de fructe și o sticlă de vin. Patricia cu bebelușul. Diana. Aici este camera. Aici este baia. Abia aștept să văd ce o să spună. Am ajuns la studio unde l-așteptăm pe Mario ca să-i fac surpriză și să pun aici în camera să vedem cum o să reacționeze, ok? Știai, bro! Știai, eu ți-am spus că știe. Naiba. Vai, ce drăguț e. Vai, dați-mi asta, vă rog eu frumos. Uite. Întâlnire după 2 luni e...
Jumate, nu? Da. Zi, mă, drăguț, nu? Da, foarte drăguț. Avea trandafirul foarte, băi. Avea trandafirul foarte. Deci știa, este bun, dacă a venit cu trandafirul. Liza a veșuat-o. Am încercat. L-am întrebat, zic, ce-i cu trandafirul la spatele tău? Băi, nu contează. Știu eu. Nu, fața mă dă de gol. Haideți că închid asta. Hai că ai făcut bine a doua oară. Cam asta a fost reacția lui mare la surpriza mea, mă rog, a fost o surpriză, surpriză, pentru că și-a dat seama după fața mea, așa că, da, nu prea sunt bună la surprize. A fost o reacție a reacției, a surprizei. Dacă v-a plăcut acest video, să nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și să-mi lăsați un comentariu cu părerea voastră despre această surpriză. Iar noi ne revedem în episodul următor. Vă pup!